Cărțile blestemate, cartea care te face nebun, Excalibur. La ora când scriem, un iaht foarte luxos străbate oceanele globului. Poartă un pavilion care nu e al niciunei țări cunoscute sau necunoscute. Are la bord un număr de gărzi înarmate, pentru că de mai multe ori deja s-a încercat forțarea seifului capitanului. Acesta conține o carte foarte periculoasă, a cărei lectură te face să înnebunești și care se cheamă Excalibur. Pentru ca povestea să fie de înțeles, trebuie să ne referim la viața proprietarului iahtului, un american numit Lafayette Hubbard, și la cele două descoperiri ale sale, Dianetica și Scientologia. Istoria lui Hubbard a fost în general relatată în modul umoristic de către Martin Gardner în Magicienii demascați și de către mine în Să râdem cu savanții. Dar un număr de fapte noi, apărute în decursul ultimilor 2 ani, tind să te facă să admiți că nu este doar o poveste amuzantă. Am să încerc să relatez la modul cel mai neutru posibil. Lafayette Hubbard este indiscutabil un explorator și un ofițer de marină american, extrem de curajos. A fost, pentru că nu mai scrie mult în genul acesta, unul din cei mai buni autori americani de science fiction și de fantastic. Printre romanele sale traduse în franceză, notăm Brațul drept al morții. Cea mai bună parte a operei sale, în ceea ce privește latura fantastică și științifico-fantastică, a fost scrisă înaintea războiului din 1940. În timpul acestuia, ca urmare a unei răni pe care a primit-o într-o luptă cu japonezii, Hubbard a suferit experiența morții clinice. A fost reanimat, dar pare să fi fost conștient atunci când, în mod normal, n-ar fi trebuit să fie și să fi avut percepții sau senzații pe care nu le-a explicat niciodată pe deplin. Fapt e că după război început să mediteze sistematic asupra sistemului nervos uman. Sfârși prin a concepe și comunica lui John Campbell, celebrul editor de science fiction, o nouă teorie pe care o botează Dianetica. Dianetica era un soi de psihanaliză făcută numai bine pentru a-i seduce pe americani. Aceștia sunt într-adevăr avizi de fă-ți cu mâna ta și Dianetica îți permite să-ți exersezi talentele asupra cuiva fără să fi făcut în prealabil vreun soi de studiu. Teoria generală a Dianeticii admite, ca și Freud, un inconștient, dar în timp ce inconștientul freudian este extrem de viclean, e copiat după diavol, cel al lui Hubbard e complet stupid. El ne împinge să facem cele mai mari prostii pentru că e totalmente literal, incapabil să transceandă semnificantul și e format din înregistrări cu N grame. Inconștientul lui Hubbard se formează foarte devreme, în timpul vieții fătului, și este de ajuns, după Hubbard, să-i spui unei femei însărcinate: te străduiești să conduci pe stânga, pentru că, ajuns adult, copilul să cadă în stângismul cel mai feroce. Dacă reușești să dezbari un creier de toate engramele sale, a anunțat triumfător Hubbard, vei produce un subiect perfect curat. Acest subiect curat, lipsit de orice complex în toate facultățile mentale, va constitui embrionul unei noi specii umane, apropiată de supraomenesc. Asta poate fi obținută printr-o simplă conversație cu subiectul, folosind tehnicile pe care Hubbard le descrie în articolele sale. Hubbard începu prin a-și trata soția. Imediat ce a devenit curată, ea a cerut divorțul pe care l-a obținut. Își trata apoi unul din prieteni care, imediat după ce a ajuns curat, și-a asasinat soția și s-a sinucis. Atunci, popularitatea Dianeticii a ajuns imensă. Pe la 1955, americanii se tratau prin Dianetică cu miile. Rezultatele nu fură atât de senzaționale ca la început, dar acest mic joc de salon făcu foarte repede concurență psihanalizei. Psihanaliza are evident avantajul de a se aplica animalelor. Există în Statele Unite psihanaliști pentru câini,
pe când nu se cunosc tehnicienii ai dianeticii pentru aceștia. Dianetica, în schimb, are avantajul de a fi rapidă, puțin costisitoare și de a prezenta psihicul uman nu în termeni complicați, ci conform unor diagrame destul de asemănătoare celor care vă permit instalarea unei sonerii electrice. E, oricum, mult mai reconfortant. Au fost de altfel tratați psihanaliști care, fără a deveni absolut curați, recunoscură că asta le făcea mult mai bine. Când îl citești pe Hubbard, nu ai impresia că ar fi mai nebun decât Reich sau Ferenczi. Mai degrabă mai puțin, iar în ceea ce privește amintirile formate în timpul vieții fătului, Hubbard pare să aibă dreptate. Fenomenul pare să fi fost verificat clinic și ridică o problemă care n-a fost rezolvată. Cum de fătul, care încă nu are sistem auditiv, poate auzi ceea ce se spune în jurul lui? Și totuși o face. Asta e stabilit acum. Oricum ar fi, nu se poate spune că dianetica ar fi mai mult sau mai puțin nebunească decât psihanaliza. Amândouă merg mai puțin bine ca metodele șamanului primitiv, dar merg. Există în oarecare psihic un atât de mare efort spre echilibru, încât orice tehnică poate ameliora temporar un psihism defectuos. Evident că această ameliorare nu este de durată, doar metodele chimice pot vindeca cu adevărat. Dianetica părea menită a nu fi decât una din metodele acelea ciudate, cum sunt atâtea, și așa a fost considerată de toată lumea. Numai că istoria nu făcea decât să înceapă. Reflectând la lipsurile dianeticii, Hubbard ajunse la concluzia că aceasta nu trata decât cicatricile psihice datorate evenimentelor acestei vieți pământene, în niciun caz rănile datorate vieților anterioare, și creă o nouă disciplină, Scientologia. Dianetica a fost un foc de paie, dar Scientologia, cu dezvoltare lentă și progresivă, cunoscu o creștere constantă care face ca în 1971 mișcarea scientologică să constituie o forță mondială care ne liniștește pe mulți oameni. Mișcarea aceasta are enorm de mulți bani, nu se prea știe de unde. Părțile lui Hubbard din afacerea originală i-ar fi fost răscumpărate pentru o sumă imensă. Se vorbește de ordinul a zeci de milioane de dolari. Hubbard scrise alte cărți, printre care Scientologia. Și notă, pentru informarea unor prieteni apropiați, amintiri din viețile sale anterioare. Aceste amintiri, după dânsul, provin dintr-o mare civilizație galactică față de care noi suntem o colonie pierdută. Își adună amintirile într-o carte intitulată Excalibur, pe care o citi unor voluntari. Aceștia au înnebunit și sunt, după câte știu, încă internați. Nici dianetica, nici psihanaliza, nici scientologia, nici chiar medicamentele pe care le cunoaștem, nu pot face nimic pentru ei. Hubbard continuă să navigheze pe oceane și să ia notițe, în timp ce persoane necunoscute încearcă să-i forțeze seiful și să citească Excalibur. În timpul acesta, Scientologia se dezvoltă până la un punct care pare a fi foarte neliniștitor pentru un număr de persoane. Așa se face că Charles Manson, asasinul lui Sharon Tate, declară că era reprezentantul local al Scientologiei. Scientologii neagă aceasta, iar Hubbard afirmă chiar că îl denunțase pe Manson la FBI ca fiind un diabolist periculos. Scientologii sunt acuzați că domină oamenii, că îi controlează, că îi teleghidează și că vizează stăpânirea lumii. Ei răspund cu calm că așa se spunea și despre primii creștini. Sunt extrem de numeroși, fără a se putea da cifre. Dar, în 1969, o asociație engleză care lupta pentru o medicină mai raționalistă și pentru o condamnare mai severă a medicinelor paralele, îi denunță. Imediat, toți scientologii englezi începură să se înscrie în asociație și avură foarte repede majoritatea, ceea ce dovedește că trebuie să fie destul de numeroși. Unele țări vorbesc de interzicerea scientologiei,
dar din câte știu, asta nu s-a întâmplat nicăieri. Mijloacele materiale imense de care dispun scientologii le permit să inunde literalmente lumea ziarelor, a revistelor și a documentării. Înscrierea la un curs de scientologie nu este oneroasă și nu de aici provin resursele mișcării. Consiliul de administrație al societății care în diverse țări este înregistrat conform legii locale recunoaște că este o afacere foarte bună. Dar fără a preciza exact cum funcționează această foarte bună afacere, unul din șefii scientologiei engleze a declarat presei: "Dacă încearcă cineva să ne atace, facem cercetări asupra lui și sigur găsim ceva defavorabil pe care să-l aducem la cunoștința publicului." Asta s-a și întâmplat în realitate, ceea ce înseamnă că scientologia ori posedă o foarte bună rețea de spionaj, ori are mijloacele de a folosi cele mai bune agenții de detectivi particulari. Scientologia nu pare să facă politică, deși este periodic denunțată ca un nou nazism sau cel puțin ca o variantă de reanimare morală. Asta nu pare a fi fost dovedit. Ceea ce pare perfect stabilit, în schimb, este că scientologia colectează clienți nu numai din cultele marginale și din micile societăți oculte, ci și din religii foarte bine fundamentate, cum ar fi creștinismul și marxismul. Ea este în progresie constantă, atât pe plan numeric, cât și pe planul puterii. Cei ce și-au bătut joc de Hubbard, inclusiv eu, poate că au râs prea devreme. Fenomenul scientologiei este foarte curios și n-a fost încă suficient studiat. Scientologia a atras mulți autori de science fiction, mai ales pe Van Vogt, faimosul bestseller Lumea celor cu A, care, pentru o perioadă de vreme, au abandonat domeniul lor pentru a se ocupa numai de scientologie. Aceasta nu reneagă dianetica, dar îi aduce un conținut suplimentar care nu poate fi calificat decât de vizionar. Și, în mod clar, Hubbard, sub aspectul său exterior de aventurier pozitiv și de inginer instruit, este un vizionar. Pare să fie avut o viziune când era în stadiul de moarte clinică, după care a mai avut și altele. Din păcate, nu ne spune foarte multe despre conducătorii scientologiei, care par să aibă printre ei oameni de afaceri, dar poate și altfel de personaje. La nivelul contactului cu publicul, ca și la nivelul învățăturii elementare a scientologiei, întâlnim oameni extrem de convinși și, după câte se pare, sinceri. N-aș putea să spun exact ce se petrece la nivelul superior. Urmându-l pe filozoful Max Weber, în general este numit efect carismatic, influența unui om asupra altuia. Scientologia grupează oameni care posedă un efect carismatic foarte ridicat. Oricum ar fi, atașamentul membrilor unui grup de scientologie de șeful lor și de cauza scientologiei în general este de natură cu totul fanatică. În așa măsură încât au fost numeroase plângeri împotriva grupurilor. Spre deosebire de Golden Dawn, scientologia a devenit o centrală de energie care exercită o putere reală destul de neliniștitoare. Ceea ce nu s-a întâmplat cu dianetica. A fost injectat ceva în structura unei mișcări ce era în declin și care nu părea să fie altceva decât o sectă dizidentă și simplificatoare a psihanalizei. Iar această mișcare a fost transformată într-un instrument folosit în scopuri pe care încă nu le întrevedem. Perioada de glumă a luat sfârșit și ne putem deci întreba ce a fost introdus în dianetică pentru a face o mișcare atât de dinamică precum este scientologia. Ca și la începutul oricărei religii, există o carte. Cu rezerva, doar că această carte, Excalibur, în loc să fie difuzată, este ținută ascunsă cu grijă ca talisman secret al noii religii. Fenomenul este ciudat pentru că în cazuri analoage, cum ar fi mormonii sau babiștii, cartea de bază, cartea lui Joseph Smith pentru mormoni, profețiile lui Bab pentru babiști, a fost difuzată din plin. În ceea ce privește scientologia, asistăm în același timp la un efort de propagandă extrem de modern,
și la o organizație care ascunde o carte secretă ce ar putea fi blestemată. Nu se știe prea bine ce s-a întâmplat cu oamenii care au citit-o. Au înnebunit doar citind-o sau au încercat unele experiențe? Răspund aici la o întrebare care mi s-a pus de multe ori. De ce n-am încercat să transform mișcarea ieșită din Dimineața Magicienilor și din planetă într-un fel de para-religie? Aș răspunde simplu că, în stadiul nostru de ignorare totală a dinamicii grupurilor omenești, mi se pare extrem de periculos să lansez noi mișcări para-religioase. Într-o admirabilă novelă de Catherine Lynn, Efectul bulgăre de zăpadă, pe care am tradus-o în franceză pentru Noua planetă, se vede un grup de fete bătrâne care se ocupă într-un orășel american cu colectarea veșmintelor, cu repararea lor și cu datul acestora săracilor. Sociologii imprudenți injectează în acest grup o structură dinamică ce produce efectul bulgăre de zăpadă și atrage alte grupuri. Iar acest microgrupuleț sfârșește prin a cuceri lumea. Genul acesta de lucruri este, după părerea mea, cu totul posibil și de aceea am retezat orice tentativă de formarea unei para-religii pornind de la mișcarea planetă. La nivelul publicului, învățământul științologic seamănă destul de mult cu dianetica primitivă sub o formă mai rațională. El pretinde creșterea intensității conștiinței la oamenii tratați, ceea ce poate să se întâmple. Dar nu întotdeauna. De exemplu, autorul american de science fiction Barry Malzberg a istorisit la începutul anului 1971 cum, văzând în metroul din New York afișe de propagandă scientologică, s-a dus să ia lecții. Ceea ce n-a produs niciun efect asupra lui, dar poate că nu avea vibrațiile inițiale bune. Nu știu ce se învață la nivelul superior. Literatura de promovare face caz de informații provenind de pe vremea când Terra încă nu era o colonie pierdută, ci făcea parte din marele curent al umanității galactice. Evident că asta seamănă mult cu science fiction-ul, dar bomba cu hidrogen și călătoria în lună păreau la fel. Ar trebui să studiem lucrurile mai îndeaproape. Este interesant să mai notăm și că scientologia se declară persecutată de indivizi, în fond destul de analogi, cu cei pe care eu îi numesc oamenii negru, cărora le postulez existența în cartea de față. În afară de Hubbard, care pare să se fi retras din circuit de voie sau de nevoie, nu se înțelege prea bine cine este în spatele scientologiei. Ajungem aici la un paradox destul de curios. De ce bărbații și femeile lui Golden Dawn, atât de strălucitori și uneori de geniali, nu au ajuns să creeze o centrală de energie? Și de ce indivizii anonimi ai scientologiei au reușit? Pot fi motive extrase din dinamica grupurilor. Poate că nu e posibil să formezi un grup adunând oameni care au cu toții o personalitate puternică. Poate că trebuie o ierarhie care pare să existe în scientologie și care nu pare să fi reușit să se facă respectată în Golden Dawn. Se poate spune de asemenea cu oarecare ironie că Golden Dawn se adresa unei elite foarte limitate de oameni excepționali, în timp ce scientologia se adresează unor oameni foarte obișnuiți. Membrii ai unor grupuri scientologice mi-au dat și un al treilea răspuns. Din punctul lor de vedere, scientologia a reușit pentru că este științifică, în timp ce Golden Dawn nu era decât o adunătură de superstiții și practici magice. Mi-e greu să rețin acest răspuns drept valabil, pentru că lectura documentației pe care însuși scientologia o difuzează arată că nu e vorba deloc de știință, cel puțin în sensul care îi se dă de obicei acestui cuvânt. E o mistică destul de analogă freudismului. Exact ca și freudism, trebuie să acceptați, fără discuție, afirmații la care n-ai niciun fel de dovezi. Mai mult, pe când Golden Dawn pare să fi rezolvat marele mister al trezirii, nu se vede nimic analog în scientologie. Totuși, aceasta prosperă și încă după o structură care seamănă cu cea spre care tindea Golden Dawn.
Ca și la Golden Dawn, e vorba de a face apel la forțe profunde și necunoscute, care există în domeniile în care psihologia curentă, chiar și perfecționată de Jung, nu poate ajunge și cărora le neagă existența. Pentru Golden Dawn erau planuri superioare, ce există deasupra trezirii. Pentru Scientologie e vorba de un super-hiperconștient, ce se întinde în trecut pe durate care nu pot fi calculate de niciun cod genetic rațional. Unele documente scientologice vorbesc de 72 de milioane de ani, ceea ce pare cam mult. Evident că e ușor să taxezi genul ăsta de idei drept aberații și ceea ce sunt tentat să fac. Totuși, existența fenomenului nu este îndoielnică și te poți întreba până unde se va dezvolta. Dinamica marxistă a istoriei nu are nici ea bază științifică, după cum tocmai a demonstrat-o pentru a nu știu câta oară deținătorul premiului Nobel, Jack Monod, în Hazardul și necesitatea. Ceea ce nu împiedică faptul că mai mult de unul din doi oameni trăiește în regimuri marxiste. Cu ocazia unei mese rotunde despre călătoriile în lună, l-am auzit pe un erudit islamic afirmând că luna este locuită. Călătoria lunară n-a dovedit acest lucru, dar nici n-a slăbit islamul. Odată ce un grup uman a început să facă bulgăre de zăpadă sub efectul unor forțe dinamice despre care nu știm nimic, este extrem de dificil, poate chiar imposibil, să-l oprești. În orice caz, nu este exclus ca Scientologia să ofere unor tineri ceea ce stângismul și LSD-ul nu le-au putut da și să o vedem răspândindu-se eventual sprijinită de arme. Iată de ce, problema de a ști ce este exact în Excalibur, de a ști și până în ce punct doctrina secretă a Scientologiei, dacă există vreuna, derivă dintr-o carte blestemată, merită să fie examinată. Și nu cred că genul ăsta de probleme poate fi elucidat spunând pur și simplu că Dumnezeu e mort și că ar fi bine ca ceva sau cineva să ia locul. Cred că au existat chimiști înainte de descoperirea atomului și a teoriei exacte a chimiei bazate pe mecanica ondulatorie. Tot așa, sunt convins că există practicieni ai dinamicii grupurilor incapabili să explice ceea ce fac, dar care obțin totuși rezultate, în timp ce sociologul științific mijlociu ar fi complet incapabil să se facă ales într-un sat de 50 de locuitori. Cred că Hitler și Hubert fac parte dintre acești sociologi amatori, care obțin într-o manieră complet empirică rezultate surprinzătoare. Totuși, după părerea mea, practicienii aceștia nu pot funcționa decât dacă au în spatele lor un grup de organizatori sau de planificatori. Știm acum destul de bine care era grupul din spatele lui Hitler, ignorăm dimpotrivă totul despre grupul care se află în umbra lui Hubert și mai ales despre finanțarea operațiunii și obiectivele sale definitive. Dacă există într-adevăr în spatele lui Hubert o carte blestemată, ar fi preferabil ca dânsul să facă un număr de fotocopii pe care să le pună în siguranță în toată lumea. Dacă nu, n-aș fi surprins să-i se întâmple într-o zi un accident iahtului său. Teoria lui este aproape sigur falsă, dar poate că dă rezultate corecte. N-ar fi pentru prima dată când s-ar întâmpla astfel de lucruri. Nu s-a făcut încă un studiu sociologic asupra oamenilor atrași de scientologie. Dianetica, la fel ca și psihanaliza, a atras mai ales nebuni. Freud însuși, într-o primă fază a carierei, pare să fi fost nebun de legat. Practica numerologia și credea în cele mai negre superstiții. Mi se spune că a devenit sănătos într-o a doua fază, după ce s-a supus unui tratament de autoanaliză, dar mă îndoiesc. După cum spune foarte bine Chesterton, nebun nu este cel ce și-a pierdut rațiunea, ci cel care a pierdut totul în afară de rațiune. Scientologia începe să intre într-o fază în care atrage în masă oameni care ar putea fi numiți normali. În ce proporție? Asta ar fi interesant de știut. Și mi-ar place mult, asumându-mi riscurile și pericolele, să arunc un ochi pe Excalibur. Afacerea profesorului Filipov.
În noaptea de 17 spre 18 octombrie 1903, savantul rus Mihail Mihailovici Filipov a fost găsit mort în propriul laborator. Fusese fără îndoială asasinat, la ordinele Ohranei, poliția specială a țarului. Poliția puse mâna pe toate dosarele savantului, mai ales pe manuscrisul unei cărți care ar fi trebuit să fie cea de-a 301-a publicația sa. Împăratul Nicolae al II-lea examină el însuși dosarul, apoi laboratorul fu complet distrus și hârtiile arse. Cartea confiscată se numea Revoluția prin știință sau Sfârșitul războaielor. Nu era o carte pur teoretică. Filipov le scrisese prietenilor, iar scrisorile trebuie să-i fi fost deschise și citite de poliția secretă, că fusese o descoperire uluitoare. Într-adevăr, găsise mijlocul de a transmite prin radio, pe un fascicul dirijat de unde scurte, efectul unei explozii. Scria într-una din scrisorile regăsite: pot transmite pe un fascicul de unde scurte toată puterea unei explozii. Unda explozivă se transmite integral de-a lungul undei electromagnetice purtătoare, ceea ce face ca un cartuș de dinamită care explodează la Moscova să-și poată transmite efectul până la Constantinopol. Experiențele pe care le-a făcut demonstrează că fenomenul poate fi produs la mii de kilometri distanță. Folosirea unei astfel de arme în Revoluție va face ca popoarele să se ridice și ca războaiele să devină complet imposibile. Se înțelege că o amenințare din asta l-a impresionat pe împărat și ceea ce era nevoie s-a făcut foarte repede și într-o manieră foarte eficace. Înainte de a intra în amănuntele afacerii, să facem câteva precizări în ceea ce îl privește pe Filipov însuși. Savant eminent publicase lucrarea lui Constantin Tsiolkovski, Explorarea spațiului cosmic cu ajutorul motoarelor cu reacție. Fără Filipov, Tsiolkovski ar fi rămas necunoscut, așa că primului se datorează indirect Sputnik 1 și astronautica modernă. Filipov a mai tradus în franceză și a făcut astfel să fie cunoscută în toată lumea lucrarea Capitala lui Mendeleev, Bazele chimiei, în care se găsește exprimată vestita legea lui Mendeleev, care dă un tabel periodic al elementelor. Filipov a mai creat o foarte importantă revistă de popularizare științifică de înalt nivel, prima din Rusia, care se intitula Revista Științei. Era marxist convins și încerca să difuzeze ideile marxiste, așa periculoase cum erau la vremea aceea. Tolstoi își notează în jurnal pe data de 19 noiembrie 1900: am discutat despre marxism cu Filipov. E foarte convingător. Dar Filipov nu se limită doar la a fi un savant, ci și unul din marii scriitori ruși. Publică pe la 1880 Asediul Sevastopolului, roman pe care Tolstoi și Gorki îl găsiră amândoi admirabil. Te poți întreba cum de o viață atât de scurtă. Filipov a fost asasinat la 45 de ani, a putut fi atât de plină. A redactat o întreagă enciclopedie, a creat o revistă care îi regrupa pe toți savanții ruși și care publica de asemenea articole de ale scriitorilor, cum ar fi Tolstoi și Gorki. A lucrat toată viața nu numai pentru propagarea științei, ci și pentru aceea metodei științifice. Fiul său, Boris Filipov, care mai trăiește, a publicat o biografie de-a tatălui său, Drumul presărat cu spini, reeditată de două ori la editura științifică de la Moscova în 1960 și 1969. Filipov a studiat și estetica din punct de vedere marxist și opera sa, în acest domeniu, ca și în multe altele, a rămas clasică. L-a influențat mult pe Lenin și sunt motive să credem că este autorul faimoasei fraze: comunism înseamnă sovietele plus electrificarea. I-a trezit lui Lenin interesul pentru cercetarea științifică avansată și este parțial responsabil de expansiunea științei sovietice. Iată deci personajul, popularizator de știință, mare scriitor, experimentator, teoretician al raporturilor dintre știință și marxism,
revoluționar convins, supravegheat de poliție după asasinarea împăratului Alexandru al II-lea. Ce să crezi despre realitatea invenției sale? Să ne aducem mai întâi aminte că o invenție foarte asemănătoare tocmai a fost realizată în Statele Unite, ceea ce se numește impropriu bomba cu argon. Principiul acestei invenții este cunoscut. Energia furnizată de explozia unui cartuș de dinamită sau a unei bucăți de plastic într-un tub de cuarț comprimă argonul gazos, care devine intens luminos. Această energie luminoasă este concentrată într-un fascicul laser și transmisă astfel sub formă de lumină la mare distanță. S-a ajuns deja la incendierea unei machete de avion din aluminiu la o înălțime de 1000 de metri. Survolarea unor anumite regiuni din Statele Unite este interzisă actualmente avioanelor pentru că acolo au loc experiențe de genul acesta. Și se speră că se va putea instala acest dispozitiv pe rachete care să servească la incendierea altor rachete, ceea ce ar constitui o apărare eficientă chiar și împotriva rachetei multiple purtătoare a bombei H. S-a realizat deci efectiv o formă incompletă a aparatului lui Filipov. Acesta e sigur că nu cunoștea laserul, dar studia undele ultrascurte, de o lungime de aproximativ un milimetru, pe care le producea cu ajutorul unui generator cu scântei. A publicat câteva lucrări pe această temă. Ori chiar și astăzi, proprietățile acestui gen de unde nu sunt complet cunoscute și se poate foarte bine ca Filipov să fi găsit mijlocul de a converti energia unei explozii într-un fascicul îngust de unde ultrascurte. Poate părea surprinzător că un savant izolat a putut face o descoperire atât de importantă, descoperire complet pierdută. Dar există mai multe argumente împotriva acestei obiecții. Mai întâi, Filipov nu era un savant complet izolat. Era în legătură cu cele mai mari spirite științifice ale întregii lumi, citea toate revistele și era dotat cu un spirit enciclopedic capabil să opereze la frontiera mai multor științe și să facă sinteza acestora. Pe de altă parte, în ciuda a tot ceea ce se spune despre echipele științifice, rămâne adevărat că descoperirile sunt făcute în continuare de către indivizi. După cum spunea Churchill, Camila este un cal pus la punct de un comitet. Marile descoperiri ale epocii noastre, mai ales din domeniul fizicii, au fost realizate de indivizi. Efectul care permite măsurarea unor lungimi foarte mici cu ajutorul radioactivității, principiul de non-conservare a parității care a răsturnat toată concepția noastră despre lume, arătând că dreapta și stânga sunt realități obiective în micro-univers, efectul Ovshansky, care permite fabricarea lentilelor dotate cu memorie, pe când echipe mari, cum ar fi C sau CERN, n-au descoperit nimic, deși au cheltuit sute de miliarde. Filipov n-avea mulți bani, dar n-avea de împlinit formalități administrative pentru a obține un aparat, ceea ce îi permitea să înainteze cu repeziciune. Pe de altă parte, Filipov lucra pe vremea când știința hiperfrecvențelor nu era decât la începuturi, iar pionierii au deseori o viziune clară asupra teritoriilor care nu sunt descoperite decât după câteva secole. În ce mă privește, sunt convins că Filipov realizase în laborator experiențe concludente care dovedeau că procedeul lui putea fi generalizat. Să facem o clipă pe avocatul diavolului și să ne întrebăm dacă împăratul Nicolae al II-lea al Rusiei, punând să-l asasineze pe Filipov și să-i distrugă cartea și dosarele, n-a salvat lumea de la exterminare. Întrebarea merită pusă. Filipov a fost asasinat în 1903. Dacă și-ar fi publicat atunci procedeul, acesta ar fi fost cu siguranță pus la punct, gata de a fi folosit în timpul războiului, din 1914-1918. Și toate marile orașe ale Europei, poate și ale Americii, ar fi putut fi distruse. Dar în timpul războiului din 1939-1945, Hitler, posedând procedeul Filipov, n-ar fi distrus complet Anglia, iar americanii Japonia? Teamă-mi e că ar trebui să răspundem afirmativ la întrebările astea, așa încât
Nu este exclus ca împăratul Nicolae al II-lea, îndeopște condamnat, să trebuiască a fi numărat printre salvatorii umanității. Ce s-ar întâmpla astăzi, în 1971, dacă ar găsi cineva mijlocul de a folosi procedeul Filipov pentru a transmite la distanță energia exploziilor nucleare a bombelor A și H? Ar fi evident apocalipsul și distrugerea completă a lumii. Iar acest punct de vedere, fie că e vorba de procedeul Filipov, fie de alte invenții, începe să fie împărtășit pe larg. Știința modernă admite că a ajuns asprea periculoasă și amenunțat în prologul nostru avertismente provenind de la savanți eminenți. Acestea sunt avertismente grave. Conducătorii mișcării supraviețuirea nu se situează de altfel pe această poziție, dar încearcă să izoleze complet știința și să împiedice orice colaborare între savanți și militari. Dacă tot suntem aici, ar trebui împiedicată și colaborarea savanților cu revoluționarii, de orice nuanță politică ar fi ei. Să ne imaginăm contestatari care, în loc să pună bombe artizanale la ușile imobilelor, ar face să explodeze, grație procedeului Filipov, palatele Elisei sau Matignon. Invenția lui Filipov, indiferent dacă folosirea ei ar fi militară sau revoluționară, mi se pare a fi dintre cele care pot nimici complet o civilizație. Descoperirile de acest gen trebuie să fie izolate. Totuși, ele pot avea și aplicații pacificatoare. Gorki a publicat o discuție pe care a avut-o cu Filipov, iar ceea ce l-a frapat în mod esențial pe scriitor a fost posibilitatea de a transmite energie de la distanță și de a industrializa astfel foarte repede țările care au nevoie de așa ceva. Dar nu vorbește deloc de vreo aplicație militară. Glyn Seaborg, președintele Comisiei Americane a Energiei Atomice, a evocat anul trecut posibilități analoage. O energie care ar veni din cer pe un fascicul de unde și care ar permite industrializarea aproape instantanee a unei țări în curs de dezvoltare, fără a produce niciun fel de poluare. Nici el nu vorbește de aplicații militare, dar asta fără îndoială pentru că nu avea voie. Extraordinara personalitatea lui Filipov începe să intereseze din ce în ce mai mult, în fiecare zi, publicul sovietic și pe scriitori. Fapte noi apar mereu. Unul dintre acestea, stabilit în 1969, a distrus o legendă de altfel foarte frumoasă. În revista Științei apăreau dări de seamă pe marginea cărților semnate VU1 și se credeau că semnătura asta îl indică pe Vladimir Ulianov, adică pe însuși Lenin. Ar fi fost interesant de stabilit astfel o legătură directă între Lenin și Filipov. Din păcate, cercetările moderne au arătat că aceste dări de seamă erau opera unui oarecare Ulrich. Păcat, l-am fi numărat pe Lenin printre colaboratorii revistei. Dar Lenin cunoștea temeinic opera lui Filipov, care cu siguranță l-a influențat mult. Celebrul pasaj din Materialism și Empiriocriticism, despre caracterul inepuizabil al electronului, reia direct o lucrare de-a lui Filipov. Acesta era în mod clar în același timp un savant dornic să publice și un revoluționar. După cum arătam mai sus, descoperirea sa privind transmiterea energiei exploziei trebuia să constituie cea de-a 301-a publicație a sa. Cu siguranță că ar fi revelat-o fără a-și da seama că urma să distrugă în felul acesta lumea. Pentru că să te gândești cum pare că făcea el, că popoarele dotate cu arma dată de dânsul urmau să măture regii și tiranii și, grație marxismului, să instaureze pacea universală, pare destul de naiv. Suntem amenințați acum de un război între cele mai mari două țări marxiste. Dacă amândouă ar dispune de o bombă, transportată prin rachetă, pagubele ar fi considerabile. Dacă ar reinventa amândouă dispozitivul Filipov, s-ar distruge reciproc. Ori nu este un pas așa de mare între bomba cu argon și dispozitivul Filipov. Dar problema aplicării științelor și tehnicii în războaie rămâne în picioare. Cea mai mare parte a congreselor științifice ajung din ce în ce mai des la concluzia că trebuie înăbușite anumite descoperiri și trebuie revenit mai mult sau mai puțin la atitudinea vechilor alchimiști
altfel lumea va pieri. Asta nu-i justificarea ideilor oamenilor negru, ci indicarea unei probleme care există. Fred Hoyle, atacând problema dintr-un alt unghi, scrie în Oameni și Galaxii: sunt convins că e posibil să scrii 5 rânduri, nu mai mult, care ar distruge lumea. Hoyle este astăzi cu siguranță omul cel mai informat de pe planetă în ceea ce privește știința modernă și ceea ce e în stare ea să facă. Afacerea Filipov mi se pare deci a constitui o nouă fază importantă a istoriei cărților blestemate. În loc de a se duce la o înțelepciune foarte veche, manuscrisul Filipov dădea cheia unor descoperiri foarte moderne, bazate pe experiment și pe teoriile generale ale lui Marx. Filipov era un veritabil spirit enciclopedic, care știa fără îndoială tot ce se putea ști despre știință în 1903. De asta a făcut el descoperirea care i-a adus moartea. Te poți întreba dacă alte descoperiri asemănătoare n-au fost cu bună știință ascunse și distruse. Președintele Richard Nixon a ordonat recent distrugerea tuturor stocurilor de arme bacteriologice bazate pe folosirea microbilor și a virusilor. A ordonat el și distrugerea arhivelor din acest domeniu? Nimic nu-i mai puțin sigur și poate că într-o zi se va găsi vreun savant american care va alege libertatea și își va descrie lucrările, permițând astfel fabricarea a ceea ce Sir Calder a botezat microbul judecății de apoi. Trebuie să recunoaștem că cei care vor distruge acest manuscris vor fi binefăcătorii umanității. S-au făcut destule glume visând secretul militar. Uneori este ridicol, dar alteori poate împiedica divulgarea unor arme extrem de periculoase. Tot așa este evident că secretele alchimiei nu trebuie răspândite. Dacă s-ar putea fabrica o bombă cu hidrogen pe un aragaz, ceea ce eu cred că e posibil, e preferabil ca procesul de fabricație să nu fie făcut public. Pentru că e foarte bine să trăiești într-o perioadă de contestări, cu condiția ca pagubele pe care le poate face această contestare să fie limitate. Dacă fiecare grup sau fiecare mică țară contestatară ar putea pentru a protesta să distrugă Parisul sau New Yorkul, civilizația n-ar dura mult timp. Pentru că să nu uităm că în zilele noastre oricine poate cu investiții minime să-și facă un laborator. Oamenii fabrică deja la ei acasă droguri. Dacă ar cunoaște cineva astăzi secretul lui Filipov, ar putea cu siguranță să găsească în comerț toate piesele separate necesare construirii aparatului și, fără niciun risc personal, să facă să sară în aer la distanță de mai mulți kilometri oameni care nu îi plac. Personal am și eu lista mea de oameni care îmi displac și edificii pe care le găsesc hidoase, pe care mi-ar place foarte mult să le elimin. Dar dacă oricine va putea ajunge la acest rezultat cu plastic furat de pe șantierele de construcții și cu proiectorul lui Filipov încropit în casă, o să ne fie greu să supraviețuim. Se spune că există liste cu invenții prea periculoase. Una dintre acestea, stabilită de militarii francezi, ar conține numai puțin de 805. Dacă cineva ar redacta un text care să le descrie pe toate și l-ar publica, ar bate recordul cărților blestemate. Se poate imagina de asemenea un manuscris a la Freud Hoyle, care n-ar conține invenții periculoase, ci idei periculoase, fraze din acelea de 5 rânduri care pot schimba lumea. Dacă cineva ar redacta acest manuscris, l-ar putea dedica memoriei lui Mihail Mihailovich Filipov. Dubla elice. Lucrarea James Watson, Dubla elicie, se găsește la îndemână în toate librăriile. A fost tradusă în franceză la editura Robert Laffont. Există și ediții engleze legate, precum și o ediție de buzunar. De ce atunci să alegem această lucrare pentru a încheia un eseu despre cărțile blestemate? Pentru că a fost cât pe ce să dispară din circulație de două ori. Mai întâi, pentru că nimeni nu voia să o publice, după aceea pentru că nimeni nu voia să o bage în seamă. Și pentru că aventura acestei lucrări ne luminează asupra naturii cenzurii, a motivelor interzicerilor și chiar a naturii științei însăși. Să începem cu personajul James Watson. S-a născut la Chicago în 1928. În 1950 își trece doctoratul în știință la Universitatea din Indiana,
și lucrează după aceea la Copenhaga și Cambridge, unde face descoperiri extraordinare în domeniul eredității. În 1962, împarte premiul Nobel cu Francis Crick și Maurice Wilkins pentru descoperirea structurii moleculare a acidului ereditar ADN. Molecula acestui acid formează o elice dublă. Descoperirea aceasta este considerată îndeopște ca una din cele mai importante ale secolului. Ea a condus la descifrarea codului genetic și deschide calea unui control al eredității și al mutațiilor de către inteligența umană. Referitor la genul acesta de cercetări cunoscute sub numele de biologie moleculară, Fred a scris: peste 20 de ani, fizicienii care nu fac decât inofensive bombe cu hidrogen vor lucra în libertate, dar biologii moleculari vor lucra în spatele sârmelor ghimpate electrificate. O relatare a acestei mari descoperiri făcută de unul din autorii săi ar fi trebuit să aibă un succes nebun. Dar când apărură în Atlantic Monthly fragmente de ale cărții, se înstăpâni spaima, iar când manuscrisul circulă, spaima se schimbă în furie, pentru că Watson călca în străchin și o făcea cu plăcere. În cartea sa, mediul științific, departe de a apare ca o reuniune de suflete nobile în căutarea adevărului, semăna cu o speluncă în care fiecare le juca vecinilor cele mai detestabile renghiuri. Ai fi spus mai degrabă că-i partidul bolșevic sau mafia decât știința așa cum ți-o imaginezi. Teze de genul ăsta nu erau noi, dar era pentru prima dată când un savant autentic și genial, posesor al premiului Nobel, trăda secretul. Colac peste pupăză, cartea nu se termina cu o prozopopee nobilă a adevărului în acțiune, ci cu imaginea Watson ducându-se să agațe femei. Se încearcă exercitarea asupra editorilor a tuturor presiunilor posibile, fără succes. Atunci savanții își dădură cuvântul de ordine să nu facă dări de seamă ale cărții. Un om de știință eminent declară în marea revistă engleză Nature: o să găsiți mai ușor un cleric comentând o carte pornografică decât un savant care să vorbească despre dubla elice. Cartea prosperă totuși. A apărut o ediție americană, una engleză legată, o traducere în franceză, traduceri în lumea întreagă. Trebuie să citești dubla elice, așa încât nu o să dau prea multe citate din carte, nici prea lungi. Să notăm doar că Watson remarcă foarte just: contrar imaginii populare pe care o susțin jurnalele și mamele savanților, un număr considerabil din aceștia nu numai că au o minte îngustă și nu sunt amuzanți, ci mai sunt și complet idioți. Ceea ce mi-aduce aminte remarca unui eminent prieten care participase la o reuniune a Fundației Nobel, unde erau prezenți 18 premianți ai acesteia și care mi-a spus la întoarcere: procentajul de cretini printre premiații Nobel este același ca oriunde în altă parte. În dubla elice nu găsești de altfel decât cretini. Mai sunt și oameni fără scrupule care luptă pentru putere, care strecoară coși de banană sub picioarele celor care au idei noi și care dau mai multă importanță urilor personale decât intereselor științei. Singurul lucru care contează pentru ei sunt creditele și recompensele. Cât îl privește pe tânărul Watson, are doar 25 de ani în momentul descoperirii. El nu ascunde că partea esențială a activității sale este consacrată frecventării tinerelor încântătoare venite în Anglia temporar. Cunosc mulți oameni de știință care i-ar suci cu plăcere gâtul lui Watson, dar din păcate pentru ei este prea târziu. Tentativele de a înnăbuși cartea au eșuat și Watson s-a putut exprima în voie. În prefață, Sir Lawrence Bragg, eminent specialist în razele X și fiul savantului care a descoperit difracția razelor X, încearcă să salveze situația. Cei care figurează în această carte, scrie el, trebuie să o citească într-un spirit plin de înțelegere. Situația era deseori mai complexă și motivele oamenilor cu care avea de face mai puțin necinstite decât i s-au părut lui Watson. E foarte posibil. Asta nu înseamnă însă că nu avem de-a face cu o carte de o franchețe dezarmantă. Despre colegul său, Francis Crick, Watson scrie:
Nu l-am văzut niciodată într-un moment de modestie, iar mai departe tot despre Crick. Vorbește mai repede și cu un glas mai tare ca oricine și e suficient să-l auzi vorbind pentru a-l repera în întregul Cambridge. O parte din portretele de acest gen au făcut evident plăcere tuturor, dar pentru a folosi o expresie din limbajul publicitar, în special imaginea de marca științei și a savanților este cea care a primit o lovitură din care își va reveni cu greu, dacă va reuși vreodată. Într-o altă epocă sau în alte circumstanțe politice, sub alte regimuri, cartea n-ar fi putut apare, iar Watson s-ar fi găsit într-un lagăr de concentrare. Watson distruge în cale câteva clișee, de exemplu, mitul lucrului în echipă. Doi sau cel mult trei savanți cu material puțin și diplome puține au făcut una din cele mai mari descoperiri ale tuturor timpurilor. Se prăbușește și mitul matematicilor aplicate. Crick și Watson au folosit calcule ce nu depășeau regula de 3 simplă, mult bun simț și modele de gen mecanic pe care ți le făcea un mecanic. Bineînțeles, nu s-au folosit în niciun fel de computer. Watson preda acum biologia moleculară și biochimia la Universitatea Harvard, unde probabil continuă să spargă geamurile. El a descoperit cel mai puternic instrument de care dispune acum umanitatea. Pentru că putem spera să modificăm structura ADN și, introducând-o astfel modificat într-un organism uman, să producem fie ființe omenești ameliorate, fie eșalonul superior, omul de după om, mutantul supra-uman. Ceea ce-i simpatic la Watson este că nu manifestă niciun fel de falsă modestie. Scrie cu toată simplitatea: noi am descoperit secretul vieții și are dreptate. E chiar marele secret care îi va permite speciei umane să-și controleze propria ereditate. Unii savanți estimează că nu numai cartea de popularizare a lui Watson, ci și lucrările lui propriu-zis științifice ar fi trebuit să fie distruse. Un biolog eminent, Sir Macfarlane, scrie: sunt lucruri care n-ar trebui să fie cunoscute pentru că sunt prea periculoase pentru ființa omenească. Alți geneticieni, în schimb, sunt de părere că trebuie insistat. Posesorul premiului Nobel, Marshall, scrie: mă gândesc că peste 25 de ani vom programa celulele umane cu mesaje sintetice, iar celulele bacteriene doar peste 5 ani. Asta o scria în 1969, iar totul pleacă de la lucrările efectuate de doi tineri cu foarte puține mijloace. Dar aveau curaj și idei. Și prin aceasta dubla elice dă o lovitură foarte dură științei respectabile și marelui business științific, numit și mega știință. Cartea arată că ceea ce contează nu sunt creditele. Watson este mereu la limita a $100, ci inteligența. Și nu poți să nu te întrebi de ce enormele organizații ale megaștiinței, care cheltuiesc dolarii cu miliardele, nu obțin niciun rezultat, în timp ce câțiva tineri transformă lumea. Crick este ironic atunci când se referă la întâlnirile unde se reunesc 2000 de biochimiști care vorbesc fără încetare, în timp ce toată lumea pleacă. Să notăm că Watson a mai descoperit ceva cu totul nou, sexele bacteriilor, despre care se ignoră până și existența. Toate cărțile sale, toate publicațiile sunt pline de idei noi. Și aici se pune adevărata problemă care depășește cadrul dublei elice, problema înnăbușirii și a cenzurării descoperirilor aceia oamenilor în negru. Russell scria pe bună dreptate: oamenilor le este frică de gândirea originală, mai mult decât orice altceva de pe Terra, mai mult decât de ruină, chiar și decât de moarte. Ori această gândire originală se manifestă în dubla elice, cu mai multă energie decât în oricare altă carte recentă. Și mi se pare că asta, mai mult decât descrierea urii și luptelor din lumea științifică, este cea care ne liniștit și încă mai ne liniștește. Consecințele descoperirii lui Watson și a prietenilor săi au fost studiate de grupuri de specialiști și a fost întocmit un tabel care poate fi găsit în cartea lui Taylor, Revoluția biologică. Un tabel destul de asemănător a fost întocmit de experții de la Rand Corporation. Prima etapă de acum până în 1975.
transplantul sistematic de membre și organe, fertilizarea ovulelor umane în eprubete, implantarea ovulelor fertilizate într-o femeie, conservarea nedefinită a ovulelor și spermatozoizilor, determinarea sexului după voie, întârzierea nedeterminată a morții clinice, modificarea spiritului prin droguri și organizarea dorințelor, ștergerea memoriei, placenta artificială, virus sintetic, a doua etapă de acum până în 2000, modificarea spiritului și reconfigurarea personalității, combaterea memoriei și rescrierea memoriei, copiii produși industrial, organisme complet reconstruite, hibernație, prelungirea tinereții, animale reproduse prin butaj, organisme monocelulare fabricate prin sinteză, regenerarea organelor, hibrizi om-animal de tipul utopie. A treia etapă după anul 2000, eliminarea bătrâneții, sintetizarea de organisme vii complete, creiere detașate de corp, asociere între creier și calculator, prelevare și inserție de gene, ființe umane reproduse prin butaj, legături între creiere, hibrizi om-mașină, nemurire. Primul lucru care îți vine în minte când citești aceste previziuni este n-o să îndrăznească. Dar chiar lectura dublei elice arată că oameni ca Watson sunt capabili de orice. Spiritul prometean și faustian, pe care l-am întâlnit la unele din personajele despre care am vorbit în cartea de față, care a fost înnăbușit cu mai mult sau mai puțin succes, izbucnește acum în plină lumină. Și sub semnul dublei elice pornește la cucerirea lumii. Halden scria: ceea ce n-a fost, va fi și nimeni nu va fi scutit. Istoricii viitori poate vor aprecia că mai mult decât oricare carte blestemată discutată aici, dubla elice este aceea care ar fi trebuit cenzurată și făcută dispărută, pentru a evita ca omul să ajungă la puteri prea mari pentru el. Poate se va considera dimpotrivă că oamenii negru nu vor avea ultimul cuvânt, că se poate încetini, dar nu se poate opri progresul, și că omul va sfârși prin a obține puteri superioare condiției umane, oricare ar fi forțele care îi s-ar opune. Dubla elice este o carte lipsită de considerații filozofice sau morale. Autorul este mai inteligent decât savanții vetuști, de care își bate joc, dar nu face dovada niciunui sentiment de responsabilitate față de umanitate. Pe când majoritatea celorlalți savanți erau în fond de acord să nu divulge descoperirile lor, decât cu discreție și doar într-un cerc restrâns, Watson nu se gândește decât la publicare. De aici indignarea pe care a iscat-o. El nu ascunde faptul că dorește în ordine bani, glorie și putere, dar căutându-le, le deschide tuturor oamenilor căi ulterioare. Evident că rămâne de văzut dacă umanitatea va putea supraviețui descoperirilor din lista pe care am dat-o mai sus și care decurg toate, mai mult sau mai puțin, din dubla elice. Personal, cred că ea poate supraviețui indiferent la ce și că a fost o greșeală să faci să dispară cărțile blestemate pe care le-am citat. Dar e o opinie personală, deci discutabilă. Ar fi interesant de văzut evoluția psihologică a lui Watson și dacă sentimentul responsabilității față de oameni îi va veni odată cu vârsta. Astăzi e un tânăr lup cu colți lungi, inspirat de spiritul alchimiștilor. Tot viitorul ne va spune dacă Watson și prietenii lui vor fi ultimii biologi moleculari care să lucreze liber, dacă succesorii lor nu vor fi obligați la cel mai mare secret și dacă nu vor fi aduse limitări severe în direcția publicării lucrărilor lor. Oricum ar fi, sfârșitul secolului nostru va fi lipsit de interes. Paranoia sau mania persecuției este o boală mentală care ne pândește pe toți. Iată de ce niciodată nu ești destul de prudent în a-ți imagina vaste conspirații care s-ar întinde pe toată suprafața globului de-a lungul întregii noastre istorii. Totuși, mi se pare că au existat alte civilizații înainte de a noastră și au fost distruse dintr-un abuz al puterilor științei și tehnicii. Amintirea acestor civilizații și a morților poate foarte bine să inspire o conspirație care ar viza evitarea reproducerii unor astfel de catastrofe.
O ideologie de natura aceasta poate fi găsită fără dificultate. Ideologia aceasta constă în a admite existența unei tradiții mai vechi decât istoria, a unor centre deținătoare ale acestei tradiții puternic protejate. Pentru ea, știința, tehnicile și cunoștințele de orice natură constituie un pericol permanent. E aceasta o ideologie complet reacționară, dar sunt suficiente exemple în istorie de oameni sau organizații la putere care au susținut aceste teorii hipertradiționale pentru a-ți imagina că o organizație secretă le pune în acțiune. Manifestări evidente ale acestei organizații s-ar putea întâlni în inchiziție sau nazism. Asupra acestui ultim punct trebuie citată cartea lui Medvedev, Mărirea și căderea, carte blestemată în propria ei țară pentru că nu numai că n-a putut fi publicată, dar autorul ei a fost și arestat la 29 mai 1970 și internat într-un spital de psihiatrie, pe când era cât se poate de în toate mințile. A fost eliberat în 18 iunie, același an, grație acțiunii conjugate a tuturor savanților sovietici. Asta se petrecea în vremea noastră, în 1970, și nu în trecutul acela mai mult sau mai puțin îndepărtat în care se situează cea mai mare parte a evenimentelor povestite în cartea de față. După cum se vede, oamenii negru nu sunt lipsiți de mijloace de acțiune. Crima lui Medvedev, eminent biolog sovietic, a fost după dânsii că a denunțat lysenkismul. Despre ce-i vorba? Lysenko, șarlatan autodidact și fanatic sprijinit de oamenii politici, în special de Stalin, alcătuise bucată cu bucată o falsă biologie născocită și a distrus știința genetică în URSS. Împiedică mai ales descoperirea în URSS a dublei elice de ADN, de care rușii erau foarte aproape. Geneticienii sovietici fură exterminați în lagăre de concentrare. E o soartă pe care multă lume ar fi vrut să-i o rezerve lui Watson și prietenilor săi. De-abia foarte recent, genetica sovietică a început să renască și victimele lui Lysenko au fost restabilite. În ce-l privește pe Lysenko, acesta este în continuare în libertate și n-a avut de suferit. În timpul său de glorie, corala de stat sovietică închina un imn. Cântă cu veselie, acordeonule, ca să cânt cu prietena mea, gloria eternă a academicianului Lysenko, Miciurin a deschis calea pe care o urmează cu pas hotărât, datorită lui n-o să mai fim păcăliți de Mendel Morgan. În timpul acesta, geneticienii erau masacrați în lagărele lui Stalin. N-aș putea să afirm cu certitudine dacă Lysenko a făcut parte dintr-o organizație a oamenilor în negru. Este, în orice caz, un exemplar tipic și sunt convins că o astfel de organizație există. Actualmente sunt în curs de documentare referitor la o manifestare relativ recentă a puterii acestei organizații și chiar dacă rezultatele pe care le-am obținut până acum nu sunt nici complete, nici definitive, oare o să fie vreodată? Sunt totuși pline de interes. De la sfârșitul lui 1943 până la armistițiul din 8 mai 1945, a existat în Italia o republică italiană condusă de Mussolini. Mussolini, ca și Hitler, avea la dispoziția sa consilieri oculți, magicieni negri. Ei au supraviețuit și legile privitoare la defăimare ne împiedică să le citim numele. La ordinul a doi dintre aceștia, o unitate fascistă specială, arse în 1944 80.000 de cărți și manuscrise, aparținând societății regale de cunoaștere din Neapol. Operația avea drept scop să împiedice căderea în mâinile aliaților a unor documente magice de o importanță considerabilă. Unele din aceste documente erau antice, altele moderne, se refereau la cercetări magice făcute în vremea lui Mussolini și ceea ce am putut afla despre aceste cercetări este suficient de pasionant pentru a mă face să regret distrugerea bibliotecii și să încerc să găsesc niște copii. Una din aceste cercetări cel puțin avea meritul de a fi complet originală, ceea ce e cam rar în domeniu. Un magician concentra pe apă, cu ajutorul unui telescop, lumina provenind de la o stea și astfel obținuse apă Sirius, apă Vega, apă Antares, etc.
După aceea, cristaliza în această apă substanțe sensibile în mod deosebit la efectele meteorologice și cosmice, cum ar fi, de exemplu, nitratul de uranil. Mai sunt și altele. Unele organisme științifice foarte serioase studiază fenomene de acest gen, dar magicianul obținu rezultate care nu erau deloc științifice. Sărurile cristalizate în apa expusă luminii stelelor formară grupări, iar aceste grupări, după desenele pe care le-am văzut, semănau extraordinar cu simbolurile ezoterice ale stelelor în cauză. Să nu-mi cereți vreo explicație acestui fenomen, pentru că nu am. Se pare că biblioteca era plină de descoperiri fantastice de soiul ăsta, antice și moderne, că existau manuscrise inedite de-a lui Leonardo da Vinci și documentele confiscate de la Aleister Crowley atunci când poliția fascistă îi distruse abația blestemată din Sicilia. În această zi de martie 1944, oamenii negru erau aliații cămășilor negre. Tenebroasă alianță. Evident, nu toate cărțile blestemate sunt științifice sau magice. Mai sunt și politice, după cum o demonstrează acest citat amuzant, de miercuri 7 aprilie 1971. Refugiat la Iomo Socro, în coasta de Fildeș, fostul șef al armatei biafreze, Alexander Madiebo, a terminat acum câteva săptămâni redactarea memoriilor sale, memorii în care revelează multe lucruri. Lista armelor furnizate de Franța, locurile de trecere, numele agenților lui Focard în legătură cu biafrezii, etc. Asta s-a întâmplat la Paris și probabil că n-a făcut plăcere tuturor, mai ales într-un moment în care se discută cu Nigeria anumite contracte petroliere de care trebuie să beneficieze Sefrap Erap și pe deasupra pentru niște zăcăminte aflate pe fostul teritoriu al Biafrei. Nicio plăcere. Dar pana e liberă, nu? Așa că nu ne putem împiedica să notăm o coincidență de moment. O echipă de domni a luat avionul pentru coasta de Fildeș și s-a dus să facă o percheziție în regula vilei lui Medievo. Misiunea l-a fost, trebuie să o spunem, încununată de succes și manuscrisul blestemat a dispărut. Ghinion, generalul Madiebo, mai posedă un exemplar pe care îl pusese de altfel la adăpost într-un seif la Londra. Urâtă mai e și neîncrederea. Deși am legături cu Enshan, articolul ăsta nu mi-aparține. Dar îmi place destul de mult expresia de manuscris blestemat și sunt convins că se distruge în zilele noastre, mai ales în domeniul de care s-a ocupat cartea de față, mult mai mult decât s-ar crede.